În 2021, arheologii au anunțat o premieră incredibilă. Aceștia au descoperit un fetus mumificat aflat în interiorul unei mumii egiptene antice. Cine era și cum a murit femeia în urmă cu mai bine de 2000 de ani, nu se știe încă, iar arheologii au numit-o între timp Doamna Misterioasă. Acum cercetătorii au aflat cum a fost posibil ca fetusul să se păstreze la interior. Potrivit noilor date de la Warsaw Mummy Project, conservarea a avut loc prin intermediul acidificării corpului femeii pe măsură ce acesta se descompunea. Oamenii de știință au comparat procesul cu murarea unui ou. Fetusul a rămas în uterul neatins și a început să se mureze, cum s-ar spune. Nu este cea mai plăcută comparație, însă aceasta este ideea principală, a explicat echipa de cercetare. Mai mult, procesele de acidificare ce ar fi avut loc la interiorul cadavrului Doamnei Misterioase, pe măsură ce corpul se descompunea, ar fi contribuit la demineralizarea oaselor fetale deja foarte delicate. Acest proces este similar cu mumificarea naturală care are loc în turbării, acolo unde mediul extrem de acid murează țesutul moale și demineralizează oasele. Rezultatele sugerează că alte mumii însărcinate s-ar putea ascunde în colecții muzeale din întreaga lume. Scanările mumiilor identifică de obicei oase și amulete așezate printre bandaje, iar prin analizarea atentă a țesutului moale, am putea identifica și alte mumii ca Doamna Misterioasă.